La 51 de ani, Ana Maria Prodan se pregătește pentru momentul când va deveni bunică. Impresara de fotbal spune că se va ocupa îndeaproape de creșterea viitorilor nepoți și a început să strângă colecții de haine. Iată declarațiile acesteia, Ana Maria Prodan are trei copii, Sara și Rebecca Dumitrescu, din mariajul cu basketbalistul Tiberiu Dumitrescu și Bebeto, din căsnicea cu Laurențiu Reghecampf. După un amplu conflict cu fostul ei soț, impresara de fotbal și-a găsit liniștea sufletească și are un nou partener, a cărui identitate nu a divulgat-o încă. Ana Maria Prodan se gândește deja la momentul când va avea nepoți și a început pregătirile în acest sens. Cum se pregătește Ana Maria Prodan pentru momentul când va fi bunică? Ana Maria Prodan a început să se pregătească pentru momentul când va deveni bunică. Impresara de fotbal cumpără haine de fetiță și vrea ca nepoții să o însoțească peste tot. Fica ei, Rebecca, i-a atras atenția că articolele s-ar putea de moda, însă vedeta spune că a făcut o selecție din cele mai inedite colecții pentru copii, abia aștept să am nepoți. Să-i văd eu pe ei cum aleargă prin casă, cum fac toate tâmpeniile pământului. Am să-i las, am să-i iau cu mine peste tot, am să-i îmbrac. Eu am haine deja luate foarte multe pentru o fetiță. Rebecca îmi spune, mama! Pe bune! Nu o să se mai poarte astea pe vremea aia. I-am spus că fetița ei sau prima fetiță care se naște o să fie total diferită de toate, pentru că eu, de-a lungul anilor, iau hăinuțe din cele mai frumoase colecții, eu mi-am dorit tare mult două fete, așa mi-am programat totul. Toată lumea mă întreabă cum Dumnezeu am putut să-mi programez viața secundă cu secundă. Cred că de la tata din armată să fie totul perfect ceas. Am știut, fac o fată, la un an fac încă o fată, după care un băiat a spus Ana Maria Prodan pentru w Biz. există cineva în viața mea amoroasă. Ana Maria Prodan confirmă că este într-o relație, însă nu vrea să-i divulge identitatea celui care i-a cucerit inima. Este adevărat, există cineva în viața mea amoroasă. Am hotărât cu copiii mei să ținem departe de toate problemele personale ale familiei noastre. Eu m-am născut sub lumina reflectoarelor, este ok și cine stă lângă mine, înțelege viața mea și faptul că așa sunt construită. Mă susține, este fericit pentru mine și eu sunt fericită că am alături un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Este un bărbat care nu a făcut școala pe străzi, nu l-am inventat eu, nu l-am dus la școală, nu l-am învățat să mănânce, să se îmbrace. Nu i-am construit eu carieră e un bărbat care el mă susține pe mine și să știi că este minunat să ai așa un om lângă tine. Pentru că numai așa poți construi și să trăiești viața frumos, demn, fără să te râdă lumea pe la colțuri. Apreciez cel mai mult la el bărbăția, grija față de mine și de copiii mei, demnitatea, inteligența, șarmul. Sunt niște lucruri pe care un bărbat adevărat trebuie să le aibă, a adăugat ea.